Atenție la social media, mediile sociale electronice. Fie acasă, ori cu autobuzul sau trenul, ori pe stradă, pretutindeni puteți vedea oameni pe telefon, inclusiv copii și adolescenți. E un lucru normal? Desigur, pentru că comunicarea este modul prin care creăm sau menținem relații. Relațiile cu colegii joacă un rol primordial pentru adolescenți. Și astăzi, oricine dorește să fie auzit și recunoscut, folosește social media sau mediile sociale electronice. Fie că este vorba de WhatsApp, Instagram, Snapchat sau, mai ales la cei mai mari, Facebook, scopul este întotdeauna de a împărtăși cu ceilalți. Iată trei aspecte pe care adulții responsabili trebuie să le aibă în vedere. Primul aspect, când și cât timp este copilul meu în mediile electronice. Sunt băieți și fete care pun mâna de câteva sute de ori pe zi pe telefon sau scriu ore întregi cu prietenii sau în grupe de chat. Că sunt în timpul mesei, în pat sau la semafor, sentimentul constant de a trebui să fie accesibil și să nu rateze nimic le produce un tumult interior. Prin urmare, cât mai mult timp offline. Cu cât copilul este mai mic, cu atât trebuie să fie mai scurt timpul în care are voie să folosească internetul. Restricțiile parentale pot opri automat accesul când timpul s-a scurs. Numai apelul de urgență și părinții rămân accesibile. Pentru copiii mai mici, părinții păstrează parola pentru ei înșiși. Când mănâncă sau e în pat, de exemplu, telefonul să fie interzis. Al doilea aspect. Unde și cu cine este copilul în contact prin mediile electronice? Părinții ar trebui să știe ce pagini vizitează copilul lor. Copilul nu ar trebui să aibă permisiunea de a instala aplicații de unul singur. Înregistrarea în mediul electronic trebuie făcută de părinți, explicând copilului de ce este permisă trimiterea mesajelor doar către persoane cunoscute. De regulă, în meniul unui program se poate seta că pot fi contactate numai persoanele din agendă. Regula este: nu trimiteți informații private persoanelor necunoscute. În rețeaua de domiciliu, controlul parental poate fi de obicei activat și prin router. Al treilea aspect, ce trimite sau primește copilul pe social media. Mediile electronice sunt dificil de controlat și sunt uneori folosite pentru a insulta pe alții sau a-i hărțui. Copiii de multe ori nu simt că pot răni oameni adevărați pe internetul cel impersonal. Copiii ar trebui să fie protejați de conținutul comercial seducător, conținutul violent sau penal. Pe scurt, cu cât copilul este mai mic, cu atât mai mult părinții trebuie să țină sub supraveghere timpul petrecut, persoanele și conținutul mediilor sociale electronice folosite de acesta. Odată cu intrarea în adolescență, ajută de obicei o relație deschisă cu copilul, care poate vorbi despre comportamentul său în spațiile electronice. În funcție de vârstă și de influență, calea duce de la control, la sugestii, la oferte pentru discuții deschise. Acestea ar trebui ghidate de către părinți de la început, nu doar atunci când apare o problemă.